tragedie uriașă în lumea mondenă. După ce Luana Andrade și-a pierdut viața, după ce a făcut o banală operație de liposupție. Luana Andrade, o tânără influencer și asistentă de platou, a murit la vârsta de 29 de ani, în urma unor complicații apărute în urma unei lipoaspirații. A suferit o embolie pulmonară masivă, la o zi distanță după ce a fost internată pentru a fi supusă unei proceduri estetice. La 2 ore și jumătate după operație, a suferit un stop cardiac. A fost transportată la secția de terapie intensivă, dar nu a mai putut fi salvată. Luana s-a născut în São Paulo, Brazilia, în 1994. A studiat publicitate și relații publice la Universitatea din São Paulo și a început să lucreze ca influencer pe rețelele de socializare în 2015. Luana a devenit cunoscută pentru stilul său elegant și pentru fotografiile sale inspiraționale. Ea avea peste 550.000 de urmăritori pe Instagram în 2022. Luana a participat la al 6-lea sezon al reality show-ului Power Couple Brazil, alături de partenerul său, João Haddad, în 2023. Luana a început să lucreze ca asistentă de platou la emisiunea de televiziune Passa ou Repassa. Difuzată de postul SBT, Luana a suferit o lipoaspirație pe 2 august 2023. În urma operației, ea a dezvoltat o embolie pulmonară, o complicație gravă care poate duce la deces. Moartea Luanei a provocat o undă de emoție în Brazilia. Mulți oameni au exprimat regretul pentru pierderea ei și au transmis condoleanțe familiei și prietenilor ei.